Bunicuțele de la căminul de bătrân al primăriei din strada Ogoarelor sunt pentru câteva zile fericite pentru că se află fie și de câteva ori pe an în atenția comunităților locale. Bucuriile au început de luni 6 martie când, din inițiativa patronilor de la salonul de înfrumusețare VIP, femeile de la Casa Bunicilor au fost coafate și aranjate de stiliștii de la acest centru. Urmează apoi alte surprize, de care cele 31 de bătrâne vor avea parte și în zilele de 7 și 8 martie, când vor avea oaspeți care vin să le bucure de Ziua Femeii. Am făcut un program și chiar astăzi discutam cu domnișoara director că deja a început pregătirea pentru 8 martie. Ne-am gândit ca la toate doamnele de la Casa Bunicilor să le facem o surpriză de 8 martie. Astăzi avem un program Bunicuțe Cochete și au primit vizita hairstyliștilor de la salonul VIP. Eventual, poate vom putea să vă punem la dispoziție prin intermediul paginii de Facebook și a unor poze de la această activitate. Mâine, 7 martie, începând cu ora 14:30, vom avea un program artistic oferit de copiii de la centrul Don Calabria. Iar pentru data de 8 martie e un program mai plin. Începând cu ora 10 va fi vizita membrilor Asociației Alcoolicilor Anonim. La ora 13 vom primi vizita membrilor de la Rotary Club. La ora 14, un program artistic oferit de voluntarii de la Institutul Franciscan Teologic Romano-Catolic. La ora 14:30, un program artistic oferit chiar de bunici. Iar de la ora 15, un program artistic oferit de copiii de la Asociația Iubire și Speranță. Gesturile acestea de atenție ai membrilor comunității față de bătrânii de la Casa Bunicilor se fac de regulă cu prilejul sărbătorilor de Crăciun sau de Paști și iată că acum și de Ziua Femeii. Sunt momente emoționante care vin să alunge singurătatea acestor oameni care își trăiesc bătrânețile nu întotdeauna frumoase în acest lăcaș, unde, ce e drept, condițiile sunt deosebite.